Radu Găzilea Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. Un băiat de 16 ani a ajuns la spital intoxicat cu monoxid de carbon după ce a sărit să stingă un incendiu. Pompierii au intervenit de urgență la casa cuprinsă în flăcări și au izolat incendiul. Incendiul a izbucnit la o casă din localitatea Merișan. Potrivit pompierilor, casa era nelocuită, iar focul s-a propagat de la vegetația uscată la acoperișul locuinței, prin intermediul plantelor care au crescut pe zidul acesteia. Un minor în vârstă de 16 ani a fost intoxicat cu monoxid de carbon pentru că a încercat să stingă incendiul până la sosirea echipajelor de pompieri. Băiatul a fost preluat de către echipajul SMURD și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Conform reprezentanților ISU, Argeș au ars aproximativ 5 metri de acoperiș și aproximativ 4 metri de vegetație uscată. Unui bărbat de 65 de ani s-a făcut rău la volan și nu a mai putut să-și controleze mașina. A intrat pe contrasens într-un alt autoturism. A ajuns în urma impactului la spital. Impact frontal între două autoturisme chiar la intrarea în localitatea Bughia de Jos. Un șofer în vârstă de 65 de ani a pierdut controlul volanului și a ajuns pe celălalt sens de mers, izbindu-se violent de un alt autoturism care circula regulamentar. Din spusele martorilor, se pare că șoferului în vârstă de 65 de ani i s-ar fi făcut rău la volan. Acesta a fost preluat de un echipaj de prim ajutor și transportat cu ambulanța SMURD la Spitalul Municipal din Câmpul Lung pentru mai multe investigații. Mă îndreptam spre București, că am soția la spital în București. Și domnul cetățeanul cu Dacia albă deodată a ieșit din axa lui și s-a îndreptat spre mine. Am virat cât am putut și m-a luat frontal. Imediat la fața locului au ajuns oamenii legii. Șoferul autoturismului care circula regulamentar a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii urmează acum să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului. 5 argeșeni se află în carantină în București. Se pare că aceștia au fost în zonele afectate din Italia. Dar în Argeș nu este nicio persoană în carantină, ci doar sunt oameni izolați la domiciliu și monitorizați. Autoritățile fac apel la populație să respecte măsurile minime de igiene și să nu intre în panică. Coronavirusul a afectat mai multe țări. Acum, lumea întreagă pare amenințată de virusul ucigaș și în țara noastră sunt luate măsuri fără precedent. Sunt luate măsuri de prevenție peste tot, mai ales pe aeroporturi. În mijloacele de transport în comun sunt efectuate acțiuni de dezinfecție, dar și în instituțiile publice unde angajații intră în contact cu publicul. La nivelul județului Argeș, autoritățile au făcut apel la populație să nu se panicheze și au declarat că sunt pregătite pentru preîntâmpinarea coronavirusului. Pe de altă parte, au vorbit despre situația argeșenilor care se întorc din țările afectate de acest virus. Situația despre care spun că este monitorizată de DSP Argeș. În momentul de față sunt 5 persoane care sunt în carantină la București, iar alți 52 de argeșeni sunt izolați și monitorizați la domiciliu. 3 dintre aceștia au venit din China, iar 49 din Italia. Persoanele care vor să-și anunțe sosirea în județ pentru a primi recomandările necesare o pot face la următoarele numere de telefon: la 0248-211-775, 0248-224-015, interior 183, între orele 8-16-30, dar și la 0766-075-1. 6-5, între orele 16:30-8. În același timp, autoritățile spun că foarte important este acum ca populația să țină cont de o serie de măsuri minime de igienă. Centrul Piteștiului intră în reabilitare, piața primăriei va avea o cu totul altă față după ce vor fi finalizate lucrările. În zona centrală și-au făcut apariția și primii muncitori și ușor, ușor se vor apuca de treabă. Zona centrală a Piteștiului va deveni un mic șantier. Autoritățile vor reface piața primăriei, iar perioada în care vor avea loc lucrările de reabilitare este de aproape 2 ani. Așa că în centrul municipiului, de acum vom găsi utilaje, materiale de construcții și muncitori. Lucrările au demarat, însă atmosfera în piața primăriei este una liniștită. Au fost scoase câteva pavele și au fost delimitate zonele unde se va lucra. Cert este că piața primăriei va arăta impecabil, sau cel puțin așa susține Dili. Rămâne de văzut dacă ceea ce au promis se va și întâmpla, iar rezultatul final va fi pe placul piteștenilor. A venit rândul său. A fost amenajată în 2007, ultima oară. Proiectul trebuie să meargă ca la carte și să arate, cum zicea domnul arhitect Soare, pentru 100 de ani să fie realizat pentru 100 de ani. Și chiar s-au luat măsurile, toate măsurile posibile. Ce ar fi și iluminat cablurile, îngropate, utilități publice. Va fi, credem, n-are cum să fie altfel. Am fost în vizită, colegii, la Oradea, la Brașov, ne-am inspirat de peste tot, și de afară și de peste tot. Va arăta extraordinar și va fi de lungă durată.
deși este zonă pietonală, trebuie să-i asigur și zonă, să-l asigur ca și zonă rutieră în caz de nevoie să intre la intervenții. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm spațiile verzi și sunt milimetric, pentru că nu luăm avizele, chiar mai mari sunt, s-a ținut cont maxim de lucrul acesta, precum și o toaletă publică îngropată cu 8 compartimente. Va fi ultramodernă, merită, Piteștiul merită. Centrul este reprezentativ. Vedeți, sute, mii de oameni în fiecare zi. Și când plouă, sunt băncile pline. Nu o să găsesc în țară undeva un număr mai mare de bănci. Dar când este timpul și le-am pus și televizor aici și sunt și spectacole și meciuri și de toate, strada este full. Deci centrul Piteștiului trebuie să arate impecabil și va arăta. Va de avea victorie în derbiul de duminică cu CS Mioveni. Antrenorul piteștenilor a pregătit în detaliu strategia. Ionuț Badea a prefațat duelul de duminică cu CS Mioveni. În trivale va avea loc derbiul județului Argeș. Avem o strategie, avem o gândire asupra ceea ce se va întâmpla duminică. Nu este un meci oarecare pentru noi, este un meci cu încărcătură mentală, dar și profesională, dar și emoțională. Este un meci foarte important, în ideea în care orice rezultat de 3 puncte pentru noi ne plasează într-o zonă foarte bună pentru a gândi mai departe obiectivul pe care îl avem, și orice rezultat negativ ne-ar zdruncina oarecum moralul pentru următoarele meciuri. De la duel, Badea își propune câștigarea celor 3 puncte. Avem în minte victoria, avem în minte cele 3 puncte, dar acestea vor veni ca o consecință. Dacă vom câștiga, va fi în urma unei lupte foarte dârze. Mioveni este o echipă care în prima etapă a arătat multe situații ofensive de joc, schimbată oarecum față de campionatul trecut, unde exista o echipă care stătea bine în teren, aștepta oarecum adversarul. Deci am văzut multe atacuri în valuri ale celor de la Mioveni în prima etapă cu Viitorul, Pandurii, Târgu Jiu. Și pentru noi acest lucru înseamnă ceva, dar strategia și tot ceea ce vom face pentru această partidă va fi bine antrenat în această săptămână. BCM Pitești a disputat un nou amical, de această dată contra celor de la Steaua. În sala sporturilor din trivale, BCM UFC Argeș a disputat un ultim meci amical din această perioadă de întrerupere a campionatului. Adversarii a fost Steaua București, echipă care activează în grupa roșie a Ligii Naționale. Fără Tudor Gheorghe, Mihai Măciucă și Tony Bishop, plecați la loturile naționale, dar și fără Sabol Șanta, accidentat, BCM UFC Argeș a dat o replică bună Stelei și chiar a condus până aproape de finalul meciului. La solicitarea ambelor echipe, meciul s-a jucat fără a se ține cont de scor. Gajovici și Sorsi, cu 21, respectiv 20 de puncte, au fost cei mai buni marcatori ai piteștenilor, în timp ce Nicola Gajici a fost lider la recuperări 8. Următorul meci al lui BCM UFC Argeș va fi pe teren propriu duminică 1 martie de la ora 18:30 contra lui CSM Mediaș. Duel în deplasare pentru handbalistele Mioveniului, acestea se vor duela sâmbătă cu Odorheiul Secuiesc. Sâmbătă 29 februarie de la ora 13, echipa de handbal a CS Dacia Mioveni 2012 va întâlni în deplasare echipa Odorheiu Secuiesc. CS Dacia Mioveni este lider al grupei cu 37 de puncte, în timp ce echipa gazdă ocupă locul 5 la o diferență de 32 de puncte. Partida din cadrul campionatului național de handbal, divizia A, seria C, se va juca în sala sporturilor din localitate. Anterior, handbalistele de la CS Dacia Mioveni au jucat acasă cu ocupanta locului 3, CSM Târgu Jiu. Echipa antrenată de Daniel Gheorghe a învins cu scorul de 27-20 și rămâne liderul detașat al seriei cu 37 de puncte. Prin victoria obținută, sportivele noastre și-au luat revanșa pentru înfrângerea din meciul tur. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3, noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!